seara și bun găsit! Sunt Raluca Săcuianu și vă prezint știrile din agricultură. Haideți să vedem mai întâi titlurile zilei. Fermierii care au culturile calamitate nu pierd subvențiile APIA. 14.000 de hectare au fost compromise de arșiță în Dolj. Credite garantate pentru IMM-urile care vor bani prin PNDR 2014-2020. Fermierii ale căror culturi au fost calamitate din cauza secetei nu vor pierde subvențiile APIA. Condiția este să aducă la sediul instituției procesele verbale de constatare, întocmite de către comisiile locale. Dacă în urma controalelor vor fi depistate neconcordanțe între culturile declarate și terenurile de la fața locului, ei riscă să fie penalizați. Fermierii care au peste 30% din culturi calamitate vor beneficia de reduceri la plata impozitului pe venitul agricol. Cei care au până la 2 hectare vor fi despăgubiți prin acea schemă de minimis a ajutorului de stat, cel mai târziu în luna septembrie. Ei trebuie să depună o cerere la primăriile de pe raza cărora au terenurile agricole afectate. Fermierii afectați în proporție de mai mult de 30% vor beneficia de o scutire proporțională cu gradul de afectare din norma de venit. În această situație se vor afla cei care plătesc impozit pe venit, cei care au peste 2 hectare de teren agricol, a declarat pentru jurnaliștii de la Pandurul Constantin Negrea, directorul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Gorj. Acesta a mai precizat că fermierii care au culturile calamitate nu vor pierde subvențiile. Din punctul nostru de vedere, subvențiile se vor acorda în continuare, dar aș vrea să rog fermierii care au suferit aceste pierderi și vor intra în posesia proceselor verbale de constatare a calamităților să depună o copie a acestui document și la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Asta pentru că în zilele următoare noi vom începe campania de verificare în teren a acestor suprafețe și sigur că în măsura în care culturile respective vor fi desființate, fie prin pășunat, fie prin tăierea lor și darea în consum la animale, fermierii riscă sancțiuni. În momentul în care există acest proces verbal de constatare a calamităților, fermierul este exonerat de eventualele penalități. El își va primi subvenția în continuare, a menționat Negrea pentru jurnaliștii de la Pandurul. Controalele APIA se vor desfășura până la sfârșitul lunii septembrie. În fiecare an, fermierii se confruntă cu probleme generate de fenomene meteo extreme. Dacă în 2014 ploile au fost cele care le-au distrus culturile, anul acesta seceta a produs mari pagube în sectorul agricol. În plus, din cauza căldurii, legumele s-au copt mai repede, astfel încât piețele din Olt au fost invadate de marfă. Supraproducția i-a determinat pe fermieri să scadă prețurile. O altă problemă este creată de faptul că multe legume s-au ars, iar în toamnă oferta nu va mai fi atât de bogată în piețe. În aceste condiții, oamenii se plâng că nu își vor recupera nici măcar investiția în cultura de legume. Întreprinderile mici și mijlocii din domeniul agricol și non-agricol și care își desfășoară activitatea în zone rurale își pot acoperi partea de cofinanțare necesară implementării proiectelor PNDR 2014-2020 prin credite garantate de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii. Instituția acordă garanții pentru credite contractate pentru proiecte depuse pe 6 dintre măsurile din PNDR 2020, deschise de AFIR în iulie 2015. Și prin care se mai pot solicita fonduri europene nerambursabile până pe 30 octombrie 2015. Garanțiile standard oferite de Fondul Național de Garantare, care se adresează exclusiv IMM-urilor, pot ajunge până la 80% din valoarea finanțării, pe o perioadă corelată cu durata creditului, potrivit agroinfo.ro. Garanțiile pot susține proiecte ce primesc finanțare prin submăsura 4.1a, investiții în exploatații pomicole, și submăsura 4.2, sprijin pentru investiții în procesarea produselor agricole. De asemenea, se acordă garanții și beneficiarilor submăsurii 4.3, investiții pentru dezvoltare, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice, componenta irigații. Sprijinul public nerambursabil pentru beneficiarii acestei submăsuri este de 100%, însă cei interesați pot accesa garanții pentru creditele necesare pentru susținerea implementării proiectelor. În cadrul submăsurii 6.2, sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale, se poate asigura garantarea creditelor pentru susținerea investițiilor pe care beneficiarii micro-întreprinderii și întreprinderii mici le pot dezvolta pentru desfășurarea
unor activități non-agricole în zonele rurale. Investițiile eligibile din cadrul acestei submăsuri vor beneficia de finanțare nerambursabilă de 100%, dar se pot accesa garanții pentru creditul punte. Pentru beneficiarii submăsurii 6.3, sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici, se acordă garanții pentru creditele care susțin modernizarea fermelor mici. Pentru submăsura 6.4, investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole, Fondul Național de Garantare garantează micro-întreprinderile și întreprinderile mici deja existente din spațiul rural, precum și micro-întreprinderile și întreprinderile mici nou înființate. Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, atât din surse proprii, cât și din sursele puse la dispoziție de Ministerul Agriculturii. 14.000 de hectare de culturi compromise de secetă în Dolj. Acesta este până în prezent bilanțul Direcției Agricole. Mai multe informații ne spune Ovidiu Obleaga, purtătorul de cuvânt al instituției. Urmează interviul zilei. Domnul Obleagă, sunteți reprezentantul Direcției Agricole din Dolj. Știm că în această perioadă se centralizează datele de pe teren, cu informații despre suprafețele calamitate. Cum se prezintă lucrurile în Dolj? Ce date aveți dumneavoastră până în prezent? Comisia constituită prin ordine prefect a centralizat o suprafață de aproximativ 14.000 de hectare. Suprafețe mari a fost afectate la porumb și floarea soarelui. În afară de porumb și floarea soarelui, mai sunt și alte culturi afectate? Și sorg, avem și lucernă, viile, pomii. Care sunt localitățile din care provin aceste culturi? 14 localități, Mischii, Bulzești, Melinești, Carpe, Cotrăni din față, Caiesecu, Grecești, Calopăr, Valea Stanciului, Sadova, Sălcuța, Giubega, Negoi și Castanova. Și Ghindeni. Deci dumneavoastră ați centralizat această suprafață până în prezent. Ce se întâmplă de acum încolo? Mai așteptați și alte sesizări din partea fermierilor? Da, se primesc sesizări. Avem de la alte comune, tot din această zonă, tot din comunele vecine celor menționate, au primit și sesizări și această ordine prefect și să ne deplasăm de săptămâna viitoare iar în teren. Cam când se va termina această analiză în teren, această verificare? Ce ne-au trimis săptămâna asta, săptămâna viitoare am încheiat, dacă nu au mai venit alte solicitări. Dar aș vrea să vă întreb așa, pas cu pas, ce trebuie să facă un fermier ca să primească această despăgubire? De la primărie, face o sesizare la primărie, primăria înregistrează acolo și centralizează toate sesizările din comună, ei au o dispoziție a primarului, se deplasează în teren și constituie o comisie locală și situația centralizatoare a sesizărilor să trimite prefectură, ISU și Direcția Agricolă. Pentru a merge Comisia Județeană în teren să verifice. Comisia Județeană merge în teren și dacă să zicem că se confirmă ceea ce a sesizat fermierul, ce se întâmplă mai departe? Se trimite la minister. Da, se trimite la Ministerul Agriculturii. Se trimite la minister și banii de la minister, ajutoarele, cam când sunt estimate să ajungă la oameni? Trebuie să se dea o ordonanță de urgență. Nu știu de mai mult ce se întâmplă. Nu știu, domnul ministru a zis că s-ar putea să dea ceva ajutor de mine, până nu avem un ordin dat de la minister scris. Când o să avem acea ordin, o să avem această informație, să o comunicăm la comunele calamitate. Există o suprafață minimă pentru care omul poate să primească despăgubiri? Nu avem o suprafață minimă în norme. Deci, practic, nu există nicio suprafață. Oricine are suprafață. Măcar să fie suprafața minimă de la APIA, declarată la APIA 06-03. Apropo de APIA, oamenii care primesc aceste ajutoare, primesc și subvenții de la APIA, îi afectează cumva faptul că au culturile calamitate sau nu? O să luăm legătura între instituții, să vedem și la ce ordin comun ajungem. Decizia o vom lua împreună, dar nu cred că e inconvenient, că oamenii deja o să... să mânța culturile și nu cred că e vreo problemă cu subvenția de la APIA. Concluzia discuției noastre ar fi că 14 localități din județul Dolj au depus deja sesizări. Noastră ați mers în teren, s-a confirmat că așa stau lucrurile și perioada aceasta poate continua până la sfârșitul acestei luni. Da, nu știu până când se vor centraliza. Centralizează datele până când se primește toate solicitările din teritoriu. Nu e precizată încă de la minister, o dată de încheiere acesta. Faptul că a început să plouă mai salvează cumva din culturi? E de procentul de calamitate, dar la majoritatea nu. În localitățile despre care am vorbit noi, cam care este procentul estimativ așa de calamitate?
la porumbul de 60-80 și la floare tot același procent. Suntem foarte aproape de campania de semănat rapiță și orice fermier de cultură mare trebuie să aibă din timp în vedere inputurile pe care le alege. În funcție de zona geografică, de tipul de sol, de momentul în care vor semăna, fermierii pot opta pentru hibridul care se pretează cel mai bine la cerințele acestora. La fel ca în fiecare toamnă, precipitațiile vor reprezenta un factor determinant în decizia fermierilor de a cultiva rapiță. Pentru a încuraja să însămânțeze această cultură, producătorii de semințe le pun la dispoziție vouchere și alte metode de înlocuire a seminței de rapiță, în condițiile în care nu răsare sau nu trece de perioada de iarnă, aceste beneficii depinzând de hibrizii aleși. Pe lângă profitabilitate, cultivarea rapiței aduce o serie de beneficii, potrivit specialiștilor de la lumea satului. Introdusă în rotația culturilor, permite întreruperea ciclului de dezvoltare a unor boli și dăunători. De asemenea, datorită rădăcinii pivotante, ajută la aprovizionarea solului cu elemente nutritive. Indiferent pentru ce cultură optează, fermierii trebuie să își pregătească foarte bine terenul și să urmeze verigile tehnologice necesare pentru ca la final să poată avea producții ridicate și calitative. Părul este la fel sau chiar mai productiv decât mărul. Fructele își mențin prețul pe toată durata sezonului și sunt foarte căutate, având în vedere că oferta din piață este destul de limitată. Și dacă vorbim de ofertă limitată, trebuie să ținem cont de perioada optimă în care pot fi recoltate perele, astfel încât să fie valorificate la o calitate cât mai bună. Recoltarea perelor începe în anul al doilea sau al treilea de la plantare. Potrivit specialiștilor de la Agrointeligența, atunci se culeg 6-8 kg de fructe din fiecare pom. Începând cu anul al patrulea și în continuare, timp de 12-15 ani, se asigură o producție de 50-60 de kg în medie pe pom, fructe apte de a răspunde cerințelor pieței. Deosebit de importantă este perioada în care culegem perele. Recoltarea lor are loc în faza de pârgă, cu 10-12 zile înainte de maturitatea deplină, deoarece se coc mai lent decât dacă rămâne în pom. Este recomandat ca perele de iarnă să se culeagă cât mai târziu, în luna octombrie, altfel se veștejesc în depozit. După ce ating maturitatea de consum, unele soiuri de pere se înmoaie din interior, de aceea ele vor fi supravegheate mai îndeaproape în timpul păstrării. La alte soiuri, pe același pom, se găsesc fructe cu diferite grade de dezvoltare, unele fiind întârziate în creștere. În astfel de cazuri, culesul se face în 2-3 reprize. Operațiunea se face manual, fruct cu fruct, evitându-se ruperea codiței sau lezarea pulpei. Soiurile de vară culese la momentul optim se transportă mai bine, se coc mai lent în depozit și pot fi păstrate circa 2 săptămâni. Alte soiuri ating maturitatea deplină și devin foarte sensibile la transport, de aceea ele trebuie expediate spre beneficiari imediat după cules. Până la desfacere, fructele se țin în lăzi sau în containere suprapuse, așezate în încăperi răcoroase. Comercializarea eficientă a perelor depinde foarte mult de maniera de prezentare. În acest sens, ele trebuie să fie atent sortate după mărime și grad de coacere și expuse în ambalaje noi. Ca regulă, sortarea se face o singură dată și anume la vânzarea lor. Manipularea repetată afectează calitatea comercială a fructelor și determină pierderi. A venit acum timpul să aflăm cum va fi vremea pentru agricultură. În această perioadă va predomina o vreme general normală sub aspect termic în cea mai mare parte a țării. În cultura de porumb, conținutul de umiditate pe profilul de sol 0-100 cm va prezenta valori scăzute pe aproape întreg teritoriul agricol al țării. Atât la culturile prășitoare cât și la speciile pomiviticole, ritmurile de creștere, coacere și maturare vor evolua în general normal, îndeoseb pe terenurile cu o aprovizionare satisfăcătoare cu apa solului. Lucrările recomandate în această perioadă sunt transportul și depozitarea produselor agricole de sezon, efectuarea arăturilor în vederea însămânțărilor de toamnă pe terenurile cu o bună aprovizionare cu apa solului și efectuarea lucrărilor de întreținere la pomii fructiferi și vița de vie. Știrile din agricultură se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să urmăriți știrile regionale.